Salonul Benz de Senată Craiova a fost organizat de revista Abația BD cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova, al grupului BDC și al Asociației BD Filiilor din România. Evenimentul a fost găzduit în perioada 20-22 noiembrie de Alliance Française. Am avut așa o ambiție personală să îi lumânesc pe toți, pentru că, din păcate, de multe ori cluburile de Benz de Senată nu colaborează între ele sau nu știu unii de alții și mi-am dorit să-i pun pe toți la un loc și toată lumea să poată discuta. Vreau ca publicul din Craiova să vadă banda desenată. Eu editez o revistă în acest oraș și mi-aș dori să fie cât mai cunoscută pe plan local, nu numai că național este cunoscută, dar în Craiova am observat că mai puțin. La eveniment au participat 25 de autori din București, Cluj, Brașov, Timișoara, Sibiu și Craiova, iar Serbia a fost pentru prima dată țara invitată de onoare. Craiovenii l-au putut cunoaște și pe renumitul desenator de BD Puiu Manu, un împătimit și un susținător al genului. El și-a lansat în cadrul salonului albumul Balada Eroică. Mai mult, a lăudat actuala generație de desenatori. Au apărut foarte mulți și foarte talentați desenatori, de banda desenată în special. Sunt și clasici și mai moderni. Unii lucrează pe computer și alții, respectiv, subsemnatul, care am computer și am program Adobe pe care pot să lucrez, dar parcă este altfel desenul de mână. Mi se pare că desenul implicat în computer seamănă unul cu altul. După cât am văzut o mulțime de desenatori superbi, eu rămân un desuet față de ce fac ei acum. La salon au fost invitați și reprezentanții ai modelismului clasic, cei care au dat viață personajelor istorice și din lumea fantasticului prin statuete reprezentative. Prin modelism eu mi-am găsit posibilitatea de a transpune în anumite scene sau la o scară mică anumite idei pe care le aveam. Și asta îmi oferă mie o posibilitate de exprimare, să zicem, artistică. Care este modelul preferat? Sau genul preferat? Personajele istorice, personajele din Harry Fantasy, care sunt? Cochetez și cu subiecte istorice, dar bineînțeles că cel mai mult mă atrag subiectele fantasy. La un moment dat am descoperit niște figurine Lord of the Rings care au fost irezistibile și n-am putut să nu le atac. De la salonul de bandă desenată nu au lipsit nici concursurile și, desigur, premiile pentru cei mai talentați participanți.